O tânără s-a răsturnat cu mașina pe raza localității Cojani, femeia ajungând ulterior la spital. Accidentul s-a produs într-o curbă unde șoferița a pierdut controlul volanului. Mașina a ajuns în afara părții carosabile cu roțile în sus. În urma accidentului, femeia a suferit răni ușoare. În această dimineață, o tânără de 26 de ani din orașul Rovinari a pierdut controlul autoturismului cu care se deplasa din direcția Albeni către Rovinari și a părăsit partea carosabilă, iar autoturismul s-a răsturnat în afara acesteia pe plafon. Tânăra a suferit leziuni ușoare și a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. În cauză, polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Polițiștii au întocmit dosar penal pe numele șoferiței.